Bună! Numele meu este Adela Hașcu și sunt instructor de pilates în cadrul școlii de dans Total Dance Center Constanța. Astăzi vom face împreună câteva exerciții de stretching și relaxare pentru picioare cu ajutorul peretelui. Aceste exerciții ne vor ajuta să ne reglăm circulația sanguină, să scăpăm de picioare obosite și, în primul rând, să ne relaxăm. Ne așezăm pe spate cu șezutul lipit de perete și picioarele sus întinse, brațele alungite pe lângă trunchi sau la nivelul umerilor. Începem prin depărtarea picioarelor la nivelul șoldurilor și răsucim genunchii în exterior și în interior de câteva ori. Apoi, cu călcâiele lipite și alunecând pe perete, îndoim și întindem genunchii de cel puțin 5 ori pentru a mobiliza articulațiile și pentru a simți destinderea șoldurilor. Continuăm prin poziția picioarelor întinse pe perete, cu alunecarea piciorului stâng lateral. Menținem călcâiul în contact cu peretele 5 repetări, apoi, cu ajutorul mâinii stângi, tragem genunchiul înspre sol pentru un stretching bine meritat. Este bine să menținem bazinul paralel cu podeaua pentru a nu avea balans în timpul mișcării. Trecem la piciorul drept. 5 repetări controlate, călcâiul în contact cu peretele, după care aducem genunchiul spre sol. Apoi, aducem ambii genunchi înspre sol, o poziție ce destresează zona lumbară. Rămânem aici cât simțim nevoia sau, dacă nu este comod, putem așeza tălpile pe perete și genunchi îndoiți. Urmează două exerciții care ne ajută la întinderea și relaxarea musculaturii coapselor. Întindem piciorul stâng pe perete, iar încheietura dreaptă o așezăm deasupra genunchiului stâng. Îndoim treptat genunchiul stâng și menținem. La fiecare diferă flexibilitatea, deci nu forțăm. Schimbăm apoi poziția picioarelor. Încheietura stângă peste genunchiul drept. Încheiem exercițiile cu o mișcare ușor dinamică, depărtând ambele picioare deodată, iar apoi apropiem într-un ritm mai lent. Greutatea picioarelor ajută la depărtarea lor, iar la apropiere e nevoie de puțin efort controlat, dar nu ne grăbim. Dacă adăugăm și o respirație controlată la aceste exerciții, beneficiile vor fi extraordinare. Inspir la relaxare, expir la mișcare. Este important să ne planificăm câteva minute în fiecare zi pentru a ne focusa asupra sănătății noastre. Aceste exerciții reduc stresul, îmbunătățesc mobilitatea și oferă o senzație de relaxare. Mulțumesc că mi-ați fost alături. Ne vedem la alte video. Mulțumesc frumos că mi-ați fost alături. Nu uitați să dați subscribe pentru mai multe videouri de acest gen.